Cine învață are de câștigat. Un nou proiect inițiat de autoritățile locale îi răsplătește pe elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare. Aceștia vor avea parte de gratuitate atât la ștrand cât și la patinoar. Lista cu numele celor care vor beneficia de aceste facilități va fi transmisă celor care se ocupă de accesul în cele două locații. Cine are carte, are parte. De data aceasta este vorba despre gratuitate la patinoar și la ștrand. Autoritățile locale vor să-i răsplătească pe elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare. Astfel, copiii cu premii naționale, dar și județene, vor avea parte de aceste facilități. Am inițiat un proiect de hotărâre de consiliu local care prevede acordarea de acces gratuit la ștrandul municipal Schela Cladovei și la patinoarul municipal pentru elevii care au obținut premii la olimpiadele naționale, precum și premiul 1, 2, 3 sau mențiuni la olimpiadele pe fazele județene. Proiectul vine în sprijinul elevilor care învață foarte bine și fac eforturi pentru a pune an de an Severinul pe harta olimpicilor. Trebuie să recunoaștem acest lucru, este o realitate. Una dintre marile probleme ale societății românești este faptul că tinerii meritoși care obțin rezultate nu li se recunoaște valoarea, nu li se recunoaște meritul și efortul depus până la urmă în obținerea acestor rezultate și este extrem de important ca toți acești tineri să se simtă respectați de comunitate. Lista cu numele elevilor care vor beneficia de aceste gratuități va fi transmisă celor care se ocupă de accesul în cele două locații.